Bună ziua! Sunt Tănase Stamule, conferențiar universitar, de 20 de ani cetățean al sectorului 1, membru al Partidului Național Liberal și vreau să candidez la primăria sectorului 1. Ne aflăm astăzi în parcul din fața Bisericii Crețulescu. Din păcate, pentru noi toți, acest parc va dispărea. Da, pur și simplu, Primăria Capitalei a inventat un proiect de parcare subterană lângă sala Palatului, astfel încât să taie toți pomii din cartier. Toți cetățenii sunt împotrivă, însă primăria se pare că nu aude. Din păcate, nici Primăria Capitalei, nici Primăria de Sector nu caută soluții alternative la parcări în zona sălii Palatului. Aceste soluții există și sunt Piața Walter Mărăcineanu, se poate face acolo o parcare de minus 3, mai departe, lângă Biserica Luterană, și acolo sunt o grămadă de clădiri părăsite unde se pot face parcări supraterane, și astfel nu este nevoie să tăiem pomii și să distrugem parcul de lângă sala Palatului. Asta înseamnă soluții liberale, asta vă propun. Sunt Tănase Stamule și vă invit în echipa mea.